Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion și îi avem la noi în platou pe Matei Mico, producătorul festivalului, și pe doamna Anca Bolan, președintele executiv al Asociației European Fashion Council. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Ce aduce nou ediția de anul acesta a festivalului? Fiecare an aduce noi prezențe scenice, noi modele care vor fi propuse și creații de către designerii care participă. În fiecare an un festival este o noutate, pentru că niciodată nu prezentăm lucrurile de acum 2 ani, de acum 3 ani, ci în fiecare an este o premieră, de fapt, și fiecare festival, în felul lui, este o premieră absolută a tuturor creatorilor prezenți. Și în acest an, cu 10 designeri din 10 țări diferite, plus designeri români consacrați, avem o paletă destul de largă și un buchet interesant de prezențe din domeniul fashion, care, iată acum, la Cluj, devine o tradiție. După 25 de ani de Gala OAD și la a treia ediție a Festivalului Internațional Transilvania Fashion, urmărim, de fapt, evoluția studenților, absolvenților și a tinerilor designeri care au plecat din Cluj, dar nu numai, și din alte centre universitare, și îi încercăm să integrăm în această lume a designerilor din România și, de ce nu, a designerilor din Europa. La festivalul din Cluj încercăm să concentrăm toate forțele din domeniul designului vestimentar. Trebuie să amintesc faptul că este foarte importantă prezența universităților de artă, a celor 6 universități de artă din România. Aici, în Cluj, vor avea reprezentanți pe scenă și, într-adevăr, pornim de la această pepinieră de tineri designeri, mergem alături de cei consacrați, avem onoarea de a avea designeri din cele 10 țări alese în acest an să fie reprezentate la festivalul din Cluj. Asociația European Fashion Council are un portofoliu foarte bogat de designer din 28 de țări. Pentru anul acesta am ales 10 țări și cu un partener din afara zonei europene, din Kazahstan, care este un reprezentant unei foarte importante asociații din zona asiatică, ce va aduce proiecte, colaborări, idei de parteneriat. Toți cei care vin aici din afară deja au imaginea festivalului din ultimii ani, care a avut o rezonanță deosebită, își doresc să vin aici. O să spunem câte ceva și despre faptul că selecția dumnealor a fost una foarte riguroasă și așteptăm ecourile acestui festival, pentru că el ne dorim să aibă continuitate, să fie din ce în ce mai consistent. Și totul vrem să facem în ideea de a dezvolta moda și toate procedurile care stau în spatele ei și de a integra mai bine designerii români și internaționali în domeniul industriei textile. Care a fost procesul de selecție? Procesul de selecție a fost unul foarte riguros, cum spunea Anca. Am avut, sigur, noi o pleiadă de designeri pe care i-am decis să participe, ne-am decis noi că vor participa. În același timp însă am deschis și posibilitatea de a se anunța designeri la festival. Trebuie să vă spun că au fost peste 100 designeri care s-au prezentat la această selecție și dintre care am selectat 5. Deci a fost o selecție foarte riguroasă, foarte profesională și, sigur, vreau să amintesc că în urma colaborării de peste 30 de ani cu
cu doamna profesor universală Elena Basu-Stănescu, care a condus ca directoarea Departamentului de Design Vestimentar a Universității de Arte și Design destinele acestui departament de timp de decenii. Ea a fost și spiritul mentor în alegerea și în, să zicem, punerea în operă a acestui festival și vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru implicarea dânsei, alături de Anca Zaharia, care este asistent la Universitatea de Arte și Design și care este implicată de asemenea în prezența Universității Clujene și a universităților în general în acest festival. Trebuie să vă mai spun că e un lucru important această mișcare de integrare pe care noi o facem. E o mișcare de integrare pe care încercăm să o amplificăm de la an la an, în care acești tineri designeri să fie înglobați în ceea ce ne-am dorit cu toții să dezvoltăm, industria modei din România. Nu întâmplător deschidem anul acesta festivalul vineri seara cu Kinga Varga, o absolventă a Universității de Arte și Design din Cluj, care, iată, după 17 ani de carieră, are succese remarcabile pe plan profesional și chiar comercial, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că asta dovedește viabilitatea a ceea ce se întâmplă. Deci vrem să integrăm în această lume a mișcării de fashion din România, dar să integrăm și mișcarea de fashion european, pentru că ceea ce s-a întâmplat și anul trecut, noi am invitat în România designeri din alte țări, care la rândul lor au invitat designeri români să participe la ei. Anca, s-a întâmplat asta anul trecut cu câte țări s-a întâmplat? Sigur, au fost, lucrăm de fapt într-un parteneriat în cadrul Asociației European Fashion Council. Noi reușim să invităm designeri din alte țări, care le acordăm niște condiții speciale pentru a putea veni și a-și prezenta colecțiile. Același lucru o fac dumnealor, pentru că ideea noastră este de a crea mobilitate în acest domeniu foarte specializat. Vrem ca inovația, creația să poată să ducă din România în orice altă țară europeană și invers, și nu numai în țări europene. Avem colaborări care pornesc din nordul Americii și până în China, în orașul Ningbo, urmează să facem niște proiecte împreună cu dumnealor. Deci toate direcțiile, pe orizontal și pe vertical, dorim să le acoperim prin activitățile care demarează din acest festival, Transilvania Fashion International Festival. Da, deci festivalul are un mecanism foarte complex. Pe lângă ce se vede, sigur, în prezentările de seară cu seară, care vor fi vineri, sâmbătă și duminică la ora 20 în Parcul Central și cu această ocazie invităm pe toți cei care sunt interesați de acest domeniu să fie prezenți. Deci acest mecanism foarte complex se derulează și în spatele a ceea ce se vede pe scenă. Sâmbătă dimineață vom avea un simpozion, da, cu cei prezenți. Deci nu este doar o paradă a modei, cum se numea pe vremuri, da? Ci este o lucrare complexă de prezentare și integrare în lumea fashion-ului a celor prezenți. Nu este o simplă paradă a modei, este un moment artistic. Fiecare ieșire a designerilor este susținută de imagini, de videouri făcute cu multă atenție de către casele lor de producție, de muzică, iar conferința care va avea loc în sâmbătă dimineață va fi susținută de conducerile asociațiilor de design europene, de cea asiatică și de toți profesorii din universitățile de artă. În România avem 6 universități de artă, foarte multe, cu foarte multe rezultate frumoase. Nu cunoaștem destul rezultatele pe care dânșii le au și eforturile pe care prin aceste universități încercăm să integrăm tinerii designeri în activitățile de producție, pentru că
totul trebuie făcut nu în aceste condiții, nu doar artă pentru artă, pentru că ne dorim ca moda să intre mai mult în sufletul și în casele și pe corpurile noastre. Considerăm că multe s-au degradat, de la materialele care erau mai naturale anterior până la designul și la croiala, care câteodată dezavantajează corpul uman în loc să-l îmbunătățească. Astea sunt lucruri pe care universitățile le conduc și dânsii conduc proiecte, le suntem recunoscători și vrem să-i punem în prim planul acestui eveniment. Festivalul, din acest punct de vedere, are o dimensiune națională și internațională. Apreciem, exact cum a spus Anca, munca acestor universități. Vreau doar să subliniez că în acest an, Universitatea de Artă din București împlinește 50 de ani de activitate și cu o filiațiune extraordinară, sigur, doamna profesor Unda Pop. Dar și mama dânsei, Adina Nanu, care este un nume de mare rezonanță în lumea modei, deci e o filiațiune acolo care acum, sigur, s-a predat ștafeta într-o a treia formulă, nu? A preluat conducerea la Universitatea din București și au sărbătorit în acest an 50 de ani de existență. Festivalul este atent la aceste lucruri și fără să devalăm prea mult, dar suntem atenți și vrem să îi onorăm pe toți cei care au trudit în a face din fashion românesc o lucrare care poate fi numită și o ștachetă pe care trebuie să o atingi. În acest sens, noi decernăm în fiecare an singurul premiu important din moda românească, Moda cum laude, și care va fi decernat sâmbătă seară meritoșilor participanți la festival. Trebuie să mai spun ceva despre Anca. Anca este președinta executivă European Fashion Council, este președinta Romanian Fashion Council, este o persoană foarte activă, pentru că ea crede în ceea ce face. Face cu toată abnegația, neeconomisind niciun efort pentru tot ceea ce v-a spus în această seară și pentru reușita nu numai a festivalului, ci a scopului festivalului. Pentru că festivalul este un instrument. Acest instrument trebuie să-l folosești ca să atingi acele deziderate pe care ne-am propus. Vreau să-ți mulțumesc, Anca, sincer. Mă bucur de această apreciere și, într-adevăr, ceea ce spune domnul Matei Micu, asta se întâmplă. Ce vreau să spun este faptul că prin Universitatea de la Timișoara, prin prezența lor la evenimentul din Cluj, un pic din capitala europeană se va afla aici următoarele 3 zile. Le suntem recunoscători pentru grupele de studenți excepțional care vor fi prezenți pe scenă. Ca atare, evenimentul sper să fie, sunt sigură că va fi de înaltă ținută și va fi ceva memorabil. Vă rugăm să ne urmăriți evoluția acestui moment, dar și evoluția întregului parcurs pe care vrem să-l dăm festivalului din Cluj. Pe lângă studenții din România, pentru că vorbeai de studenți, da, cam fiecare an avem și studenții de la Chișinău alături de noi, pentru că atunci când spui mișcare de modă românească, nu poți să excluzi Universitatea din Republica Moldova. Mai trebuie spus un lucru. Încercăm, și încerc și eu, să angajez tot know-how care l-am acumulat în peste 32 de ani în care m-am ocupat de acest domeniu. Sigur, nu numai din acest domeniu, pentru că am mai făcut și balul opere și alte lucrări, dar 32 de ani am consacrat și acestui domeniu. Am produs peste 60 de ediții a Festivalului Transilvania Fashion. Niciodată nu m-am gândit la altceva decât în a servi comunitatea, a servi interesele celor care au trudit alături de noi și au vrut să facă din școala românească
cea mai bună școală din țară. Am prezentat creațiile lor atât în țară cât și peste hotare. Fiind și producător la Fashion TV, am avut ocazia să arăt în peste 720 de milioane de household-uri, cum le numesc ei, creațiile multor absolvenți a Universității de Artă și Design. Cred că și anul ăsta va fi un festival deosebit. Avem câte 14, 15, 16 designeri în fiecare zi. Cred că la anul, dacă ne ajută Dumnezeu, va trebui să facem un Fashion Week din asta, pentru că nu ne mai ajung 3 zile și nici nu mai putem fi atât de selectivi, pentru că trebuie să lăsăm spațiu la mult mai mulți care doresc să se exprime. Așa că la anul s-ar putea să ne regăsim cu un festival care va dura mai multe zile. Da. Într-o altă structură. Mult succes! Și care ar fi cel mai mare creator care vine la ediția aceasta? E greu de ales unul dintre ei, pentru că vă spuneam, din 28 de țări europene, am ales doar 10 țări care vin cu câte un reprezentant sau doi. Ei sunt toți foarte medaliați în țările lor și eu cred că tocmai prezența lor aici, care va arăta și ca o competiție în prezentarea colecțiilor, o să poată să ne spună lucrul acesta. Sunt nume de rezonanță în țările lor și în zona europeană sau în zona asiatică, sau, dar ne este greu să facem o selecție. Ca și reprezentant al asociației European Fashion Council, am un singur regret, faptul că anul acesta n-am putut să aducem aici designerii din Ucraina, pe care am avut alături în ediția anterioară, însă condițiile impuse nu le-au permis să se deplaseze. Suntem cu sufletul alături de ei, sunt ca toți creatorii europeni de mare clasă și le vom transmite toate rezultatele noastre și vom aștepta la următoarele ediții. Sperăm să fie pace în lume. Doamne ajută! Ce surprize pregătiți anul acesta? Am văzut ceva legat de un concept nou, legat de un studio foto-video pus la dispoziția artiștilor. Acest studio foto-video a existat și în anii trecuți. Însă... Tehnologia un pic. Însă este altceva ce va fi un pic nou. Nu vă ascundem că European Fashion Council a inițiat o idee care s-a numit Eurofashion, care ar trebui să fie un concurs al țărilor europene ca și Eurovisionul. Da? Sigur. Dar în domeniul modei. În domeniul modei. Nu al muzicii. Și nu doar al muzicii. Nu doar al muzicii. Și sigur că, fără să devalăm nimic din ce pregătim cu Anca, acest festival va fi și un creuzet de încercare a anumitor lucruri pe care vrem să le propunem ulterior pentru acest proiect care să sperăm că se va face. Deci sunt noutăți pe care le veți vedea dacă veți veni la festival, pentru că de-aia sunt noutăți și de-aia sunt surprize ca să le descoperiți în momentul când le veți vedea. Ne bucurăm de faptul că designerii din străinătate vor fi susținuți și de către ambasadele țărilor lor. I-am anunțat și i-am invitat și sperăm să ne fie alături. Și suntem siguri că acest concept de competiție Eurofashion pe care dorim să-l dezvoltăm, el e în dezvoltare de mai mulți ani, dar fiecare proiect durează foarte mult până când se concretizează, poate fi la un nivel deosebit, pentru că noi avem acești profesori speciali de la universitățile de artă care pot fi niște ghizi în modul pentru viitorul format al acestui
la acestei competiții și avem toate premizele să aducem surprize, pe care însă până când nu le avem foarte bine creionate, nu este bine să le discutăm. Vă mulțumesc că ați venit la noi și că ne-ați arătat un preview, să zic, la ce urmează, și să sperăm că va avea cât mai mult succes festivalul și mult succes cu viitoarele planuri să fie puse în aplicare. Eu personal abia aștept. Vă mulțumim și vă așteptăm la festival. Sigur. Vă așteptăm, pentru că zona în care este organizat festivalul este foarte generoasă și chiar dacă locurile pe scaun vor fi oarecum limitate la câteva sute, totuși este parcul din care se va vedea absolut totul și se va auzi. Așteptăm clujenii și pe toți cei din apropiere, pe turiști, să vină și să vadă și să ne încurajeze pentru a putea merge mai departe în acest domeniu excepțional al modei. Este o scenă magnifică montată, magnifică, care va da posibilitatea unei exprimări foarte bune pentru toți designerii care vor fi. Deci îi așteptăm pe toți. It will be a big show. Abia așteptăm. Și abia așteptăm să vedem unde va merge tot efortul dumneavoastră și cum se va dezvolta creativitatea tinerilor și sper să crească cât mai mult această lume și să fie cât mai multe evenimente de genul. Mulțumim! Vă mai așteptăm pe la noi cu viitoare proiecte. Cu mult drag! Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și ne vedem pe net!